Bilete la pariuri sportive pentru azi 30 iulie. Dragi prieteni, v-am pregătit bilet cotă 1000, bilet cotă 10, bilet cotă 5, bilet cotă 3 și evident pontul zilei care ieri și al arterii a fost câștigător. Vedeți chiar acum în imagine biletul zilei de ieri, pontul zilei de acum două zile și pontul zilei de aseară de la petrolul cu rapid care ne-a ieșit în primele 15 minute, cred. Pentru azi, pontul zilei vine din Champions League preliminare, acolo unde TN se întâlnește Ferenc -Varoș. în tur galezii au luat bătaie cu 5 la 0 și cred eu că în retur pe teren propriu ar trebui să marcheze fără nicio problemă cel puțin un gol galezii pentru că până la urmă sunt campion de atâția ani de zile în țara și au o medie de 3,5 goluri marcate în campionatul intern pe meci. Mai departe vă las biletul cotă 10 plus plasat la uh, Superbet pe care îl vedeți chiar acum în fața ochilor. Apropo, biletul de ieri cotă 10 merge excelent, uh, cred că mai stă în un match azi și este câștigător. Cei care l-ați plasat, felicitări! Biletul uh, GG pentru azi arată așa, cotă 5.38, uh, la fel biletul de ieri mai stă doar într-un meci care s-a amânat cu o zi un meci din Islanda, îmi trebuie și acolo GG să bifăm și acel bilet. După care trecem la acest bilet cu 1000 plus care, atenție mare, face parte din acea strategie care ne permite să pierdem 1500 de bilete dacă doar unul singur a fost câștigător. A doua parte a biletului este plasat la Superbet. Mai multe detalii despre această strategie găsiți dacă intrați în, în playlist, -i playlistul cu strategii. Și în fine, ultima parte a biletului, cota 1000 plus, vedeți chiar acum seria biletului Superbet, codul, da? Miza 5 lei, cota 1000, .53. Iar dacă vreți să vedeți și acest bilet cot 3 pentru azi, plasat la winner, îl aveți chiar acum în fața ochilor. Exact, cum vă ziceam, TNS înscrie un meci de volei la Jocurile Olimpice peste 3,5 seturi și evident România la polo să încaseze cel puțin 13 goluri. Pentru azi asta a fost tot. Nu uitați, pare responsabil, pare cap.